O fetiță de 11 ani și-a găsit sfârșitul între liniile de cale ferate la Lupeni. Copila se întorcea de la școală și martorii ai tragediei au fost colegii săi, care spun acum că micuța a ales acea cale doar în ziua fatidică. Copila a vrut să scurteze drumul spre casă și a trecut peste liniile de cale ferată. Era pentru prima dată când nu a ales să nu se urce peste pod. Martorii ai tragediei au fost colegii ei, oripilați cu toții de ceea ce s-a petrecut. Acum am auzit și eu că s-a întâmplat un accident pe calea ferată. Dar n-a știut cine. Copilul acum trecea pe aici? Da, de la școală. Da, că peste pod stau ei mai acolo departe. Atâta știu să vă spun mai mult nimica. Din ce familie provenea? Săraci. Săraci. O cunoșteai pe fetiță? Da, are doi frați, e în clasa 5-a, la numărul 3. Și ea trecea pe aici în fiecare zi la școală? Da, e de după masă la școală. Și tu ce știi? Eu știu că a trecut podul și a tras-o, că a vrut să treacă. Cum a fost? S-a împiedicat sau cum știi? Da, s-a împiedicat de linia ferată când au claxonat trenul. Și s-a împiedicat și a picat și trenul a venit. Accidentul s-a petrecut în dreptul șoselei de centură a municipiului Lupeni și mama copilei a fost fâșiată de durere după ce și-a găsit micuța sub roțile trenului. Oamenii legii spun că mecanicul nu are nicio vină. Tragedia a creat rumoare între copiii din zonă care au asistat neputincioși la scena oribilă, iar părinții le cereau cu lacrimi în ochi să nu mai folosească acel drum nesigur. Deputatul PPDD, Monica Iacobriții, îi atrage atenția lui Varujan Vosganian, ministrul economiei, asupra faptului că reindustrializarea României prin înființarea unor parcuri industriale trebuie avută în vedere și la nivelul Văii Jiului. Valea Jiului este o zonă monoindustrială, iar oamenii de aici sunt pregătiți pentru a lucra în aceste parcuri industriale. Aceasta este ideea pe care o subliniază deputatul. Ministrul economiei consideră că reindustrializarea trebuie să cuprindă și satul românesc. El a mai spus că reindustrializarea trebuie să se facă pe baza unor investiții private și presupune inclusiv o colaborare cu Ministerul Educației, în ceea ce privește corelarea cererii cu oferta de pe piața locurilor de muncă, îndeosebi prin dezvoltarea învățământului tehnic. Potrivit ministrului, prima ședință a comisiei ce va lucra la strategia de reindustrializare a țării va avea loc în data de 28 martie, iar strategia ar putea să fie finalizată în luna septembrie acestui an. Vosganian a spus că strategia guvernului are în vedere înființarea acestor parcuri industriale, precizând că deja sunt discuții în acest sens la Iași, Brașov, Cluj, București, Ploiești, dar și în alte localități care dispun de spații adecvate. Asta în condițiile în care și la nivelul Văii Jiului s-a discutat îndelung despre înființarea unor parcuri industriale, doar că reindustrializarea de aici a fost omisă de cei de la Ministerul Economiei. Câini polițiști care pun la pământ infractorul, arme, mascați, mașini puternice, dar și mașini de epocă, toate au putut fi admirate astăzi de sute de copii și oameni din Deva. Prilejul a fost Ziua Poliției Române, care sărbătorește 191 de ani de activitate în România. Echipele mixte, formate din polițist, conducător și câine, i-au încântat pe cei mici cu demonstrații de prindere și imobilizare a infractorilor. Ți-a plăcut mai mult asta? Județean. La mulți ani, polițiști. La mulți ani. Ți-au plăcut? Da. Și suntem mai liniștiți. Cu armele, că le-au tras cu armele, ți-a plăcut? De noi. Da. Vă mulțumesc. Ale mi-a plăcut cel mai mult. Nici mașinile de epocă nu au fost ocolite. Am 12 mașini care pot fi catalogate ca fiind mașini de epocă, dintre care toate sunt prezente aici la acest eveniment, la Ziua Poliției Române. Le-am adus din Petrila, unde locuiesc eu, și după cum le vedeți, toate sunt funcționale. Au venit pe roți, o parte din ele, cele care încă nu sunt înmatriculate, au venit pe platformă. Model 1972. Pe carburație pe benzină, motor de 1.2, un consum de aproximativ 8 litri. Nu este chiar cea mai veche mașină de aici de la expoziție. Funcționabilă? Circulați cu ea? Da, da, circulăm. Cei mici au văzut și cum oamenii legii au prins un hoț. Dați!
Ziua Poliției Române este sărbătorită în fiecare an la data de 25 martie. Cu această ocazie, cei mai buni polițiști au fost decorați. La Deva, Ziua Poliției a fost sărbătorită printr-un simpozion organizat la sediul Poliției Municipiului Deva, iar apoi au urmat o serie de demonstrații în piața din fața primăriei. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara au stabilit circumscripțiile în care pot fi înscriși micuții pentru clasa pregătitoare și pentru clasa 1. La nivelul Văii Jiului, înscrierile se realizează în 17 centre. Prima etapă de înscriere la clasa pregătitoare are loc în perioada 2-22 aprilie 2013, iar a doua etapă se va desfășura în perioada 8-17 mai. Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare este programată în 24 mai. Depunerea cererilor de înscriere direct în clasa 1 se va desfășura în perioada 2-22 aprilie 2013 de către părinții care solicită înscrierea copilului la școala de circumscripție. În intervalul 8-17 mai este programată depunerea solicitărilor de înscriere de către părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea. Astfel, la nivelul Văii Jiului, situația este următoarea. La Urican, la Colegiul Tehnologic Retezat, vor fi organizate 4,25 de norme pentru clasa pregătitoare. La Lupeni, la școala generală numărul 1, vor fi 3 norme cu predare atât în limba română cât și în limba maghiară. La școala generală numărul 2 și numărul 3 din Lupeni vor fi câte 3, respectiv 4 norme pentru clasa pregătitoare, ambele cu predare în limba română. La Petrila, înscrierile pentru clasa pregătitoare se realizează în 4 centre, respectiv la Colegiul Tehnic Constantin Brâncuș și la școala generală numărul 5, câte 2 norme fiecare. La școala generală numărul 3 și la școala generală numărul 4, câte 0,5 și 0,25 de norme. La Petroșani, înscrierile pentru clasa pregătitoare se vor face în următoarele centre. La școala gimnazială Carmen Silva, școala gimnazială numărul 2, școala generală Icheduca, părinții din Aninoasa își pot înscrie micuții la școala gimnazială Sfânta Varvara și la școala gimnazială din Iscroni. Și la Vulcan, înscrierile se fac în mai multe centre, după cum urmează, la școala generală numărul 4, școala generală numărul 6 și la Colegiul Tehnic Mihai Viteazu. Buna Vestire, care se prăznuiește anual pe 25 martie, este una dintre cele mai importante sărbători religioase. Această zi reprezintă momentul în care Arhanghelul Gavril i-a vestit Fecioarei Maria că a fost aleasă să-L aducă pe lume pe Mântuitorul Iisus Hristos. În popor, Buna Vestire mai este cunoscută drept Blagoveștenia sau Ziua Cucului. Buna Vestire este prima sărbătoare confirmată în documente dintre sărbătorile Maicii Domnului și este sărbătorită în fiecare an în perioada Postului Mare, fiind una dintre sărbătorile pentru care biserica acordă dezlegare la pește, indiferent în ce zi ar cădea aceasta. Cursuri gratuite de limba franceză. Asociația Les Amis de la France din Petrila vine în ajutorul celor mai puțin cunoscători în limba lui Voltaire și le oferă cursuri gratuite. Fondatorul clubului ne spune de unde această inițiativă. La Asociația Culturală Les Amis de la France, în pofida timpului rece, noi sperăm încă să vină primăvara, în pofida faptului că nu avem gaz metan, se derulează cursuri gratuite de limba franceză în fiecare zi de vineri. Există deja constituită o echipă, dar se pare că sala, fiind destul de mică ca număr de locuri, se pare că vor fi două echipe, adică elevii vor fi, între ghilimele, triați în funcție de cunoștințele lor pentru a lucra oarecum diferențiat. Fiecare voluntar aduce un alt voluntar. Pe principiul acesta funcționează cursurile și activitățile de la Asociația din Petrila, care a trecut frontierele în Europa. Din nefericire, să mă exprim așa, Asociația Culturală Les Amis de la France nu lipește afișe peste tot, nu dă anunțuri, avem o politică clară, în sensul că un voluntar aduce alt voluntar. Și am colaborat foarte bine cu domnișoara profesorul Minița Mihoc de la Colegiul Național Mihai Eminescu. Spuneți-ne de câți elevi este vorba? Deocamdată sunt 14 elevi, dar în urma vernisajului de vineri, în cadrul Săptămânii Internaționale a Francofoniei, au apărut și alți elevi care doresc să urmeze aceste cursuri. Ce aș dori să precizez este faptul că aceste cursuri sunt gratuite, și, de fapt, tinerii care participă la cursuri se vor implica și în alte proiecte ale asociației. Fondatorul asociației va fi în aceste zile în Franța, unde încearcă să promoveze cultura din Petrila și din Valea Jiului. Evenimentul va avea loc în localitatea Cognac. Chiar acum mă pregătesc pentru a pleca în Cognac, în Franța,
pentru a participa la Forumul European pentru Diversitate și Interculturalitate. Acest forum este o structură asociativă de asociații europene de tineret și culturale, iar Asociația Culturală Les Amis de la France este membru fondator. Să știți că a fost o triere serioasă la nivel european din partea organizatorilor și avem șansa aceasta de a reprezenta pe Trila, Valea Jiului, România, la o întâlnire de genul acesta. Această structură asociativă urmărește interesele grupării noastre în raport cu organisme internaționale, cum ar fi Uniunea Europeană, Consiliul Europei, ONU, UNESCO și așa mai departe. De asemenea, ne vom cunoaște mai bine, pentru că România este cunoscută în general din tabloiduri, din emisiunile TV, unde sunt prezentate în general, asta este presa, publicitatea, sunt prezentate în general aspecte negative, dar există și cealaltă față a României. Noi avem pregătite niște DVD-uri în care am făcut prezentările asociației, avem de asemenea filme făcute în cadrul asociației, chiar și filme de televiziune care vor ajunge la ceilalți parteneri europeni. În felul acesta ne va fi foarte ușor, vom fi credibili pentru a fi acceptați ca parteneri în cadrul programelor europene Tineret în Acțiune. Petrila, în primul rând, va apărea sau va fi mult mai cunoscută în Europa. În prezent, Ionel Zmău lucrează la alt proiect, Două capete de pod, cum îi place să-l numească președintele asociației care, dacă va fi aprobată, Ambasada Franței îl va finanța, iar primăria Petrila va fi cofinanțator. Mihaela Rădulescu a adus 24 de tineri din Monaco de la școala unde învață fiul său la Petrila. Adolescenții le-au adus un munte de bunătăți copiilor săraci de la organizația Salvați Copiii. Tinerii din Monaco s-au simțit la noi ca într-o poveste, o poveste cu copii buni, dar cu multe lipsuri, care au masa la Salvați Copiii și care tot aici, la Petrila, își fac lecțiile ori se uită la un televizor sau se joacă la calculator. Lucru absolut imposibil în căsuțele lor sărăcăcioase. Pentru niște adolescenți care învață la Monaco, acest fapt nu a fost decât o poveste tristă pe care ei au înseninat-o, iar iepurașul de Paște a venit mai repede, tocmai dintr-un loc de poveste, cu oameni bogați. Dar poate că lucrurile nu ar fi stat la fel fără primirea cu gogoși dulci, calde și ochii în lacrimi de bucurie pe care copiii noștri au știut să-i o facă Mihailei Rădulescu și echipei sale de adolescenți de la Monaco. Ideea a pornit de la faptul că am vrut să conving școala de la Monaco, unde învață și copilul meu, să nu mai mergem atâta cu ajutoare în Africa. Nu că n-ar fi nevoie și acolo, dar ei aveau o obișnuință din asta fiecare an, să ducă într-o țară africană și să ajute. Și am vrut să le schimb un pic mentalitatea. Plus că ei nu fac genul ăsta de excursii filantropice, adică să și meargă. Trimiteau de obicei ajutoarele și am spus că ar fi o experiență bună, așa am convins, că ar fi o experiență minunată pentru copiii ăștia de 16-17 ani. Și credeți-mă, chiar a fost ceva absolut de poveste, pentru că ei sunt niște copii care au crescut în niște condiții minunate. Sunt impresionată că au vrut să vină. Ei sunt voluntari toți, nu i-a obligat nimeni. Acolo nu există să le impună cineva la școală să facă ceva sau nu. Și atunci, când am pus la oaltă toate aceste argumente, le-am arătat câteva imagini pe care le aveam de la... am trișat un pic, de la Gabriela Alexandrescu, de la Salvați Copiii, care mi-a tot povestit de acest centru de copii și mi-a zis, uite ce rău, duc, ajută-i, fă ceva. Le-am arătat, i-am impresionat, am lucrat la factorul sentimental, am lucrat la factorul organizatoric, toată excursia asta e organizată de mine. Și când mi s-a și spus că vin și mame, și copii, și profesori, am fost așa chiar impresionat. E un grup de 24 de oameni. Fiecare copil a fost impresionat în felul lui și a plecat acasă cu câte un pachet mare, de-abia îl cărau, dar și cu tricourile cu autograf. A venit Mihaela Rădulescu. Și? Mi-a adus cadouri, mi-a dat un autograf. Ești mândru? Da, foarte. Ai așteptat tu să vină aici, Mihaela Rădulescu, pentru tine? Nu. Cum e? Frumos. Legătura Mihaela Rădulescu este mai veche, de la Festivalul Brazilor de Crăciun cu Bucureștiul. Probabil merităm și noi un pic mai mult, de aceea Bucureștiul a îndrumat-o către noi, către Petrila. A mai fost și fratele dumneaei, dar de data aceasta chiar ne-au copleșit cu atențiile, cu cadourile.
Iar copiii am văzut foarte fericiți. Foarte fericiți. Copiii au plecat încărcați, încărcați cu lucruri de calitate și frumoase și, ce să zic, la ei a venit iepurașul deja. A venit iepurașul cu lucruri deosebite. No, ce să spun, când a oferit copiilor niște umerașe, păcat că nu am unul să vi-l arăt, și spuneau că cei de la Monaco așa ceva oferă și simbolizează că s-au agățat, te agăți și că ei s-au agățat de noi și dacă s-au agățat și noi sper că suntem în stare să nu le mai dăm drumul și să-i ținem strâns lângă noi. Norocul a ținut cu copiii din Petrila, asta pentru că în weekendul care a trecut, 700 de zboruri au fost anulate din cauza vremii nefavorabile, însă avionul în care s-au îmbarcat adolescenții din Monaco a plecat și a aterizat în siguranță la București. Mihaela Rădulescu a spus că acești copii obișnuiți cu o viață minunată la Monaco au plecat dintr-un loc cu soare, au ajuns la București pe o ploaie urâtă și au debarcat la Petrila, în viscol și zăpadă și au aflat că autocarul lor nu a putut urca până la Rusu, în Parâng, unde erau cazați, că drumul era acoperit cu zăpadă. A fost nevoită să ceară sprijin autorităților locale și nu a ezitat să-l apostrofeze pe primarul Ilie Păducel pentru gropile prin care a trecut aici. A venit în Valea Jiului ca o vedetă internațională, iar după ce a uimit cu modestia sa, Cătălin Botezatu vrea să revină. Și nu oricum, ci cu o idee de excepție. Fundația Cătălin Botezatu va activa în Vale pentru copiii de aici. Timp de 3 zile cât a stat în Valea Jiului, Cătălin Botezatu și Monica Vlad, cea care a scris cartea 3 vieți, pedeapsa, au bătut Valea de la est la vest. Botezatu va reveni aici și nu oricum, ci va înființa Fundația Cătălin Botezatu. De asta ne asigură Monica Vlad, care a mărturisit cât de bine le-a fost aici. Am decis să punem bazele Fundației Cătălin Botezatu, care să lupte un pic pentru Valea Jiului. Poate că o voce ca a lui va avea ecou și va deschide ochii și mințile aleșilor noștri, care călătoresc să se pozeze cu pietrele altora, care pleacă să schieze pe munții altora, lăsând de izbeliște zone frumoase, cu oameni, cu buni, care ar putea trăi decent dacă cei pe care i-au ales ar mișca măcar un deget, a scris Monica Vlad pe pagina sa de pe un site de socializare. Botezatu vrea să revină și vrea să convingă și alte vedete să facă ceva pentru acest loc, care l-a impresionat prin liniște și credința în Dumnezeu a celor ce stau aici. Bună ziua! Nu are nici 13 ani, dar predă cot la cot cu profesorul său de arte plastice istoria artei. Denis Rus a reușit să revoluționeze ideea de lecție predată exclusiv de profesor la o școală din Petroșani, acolo unde artistul Robert Hummel, profesorul său de desen, i-a dat girul său. Numele său adevărat este Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santima Trinian Martin Patrico Clinto Ruiz Picasso. A venit cu picanterii din viața de copil a marelui Picasso, iar clasa 8-a l-a ascultat cu sufletul la gură. Ideea le-a plăcut enorm copiilor mai mari care îl privesc cu admirație. Cum a fost lecția de astăzi? A fost foarte interesantă, m-a impresionat foarte mult și sunt foarte uimită că un copil de clasă mai mică ca noi poate învăța atâtea și ne poate da nouă ca copii de clasa 8-a lecții de viață. Denis Rus e un mic geniu care îl iubește pe Da Vinci cu vaste cunoștințe, premiant și cu 10 pe linie căruia profesorii cer de multe ori opinia. Asta pentru că au cui și el are păreri pertinente, însă el se crede un copil obișnuit. Este un lucru foarte interesant și am avut plăcere să fiu aici și să îmi împart cunoștințele cu colegii mei mai mari și sper să ne mai întâlnim la fel de mai multe ori. Dar tu așa ai studiat sau cum să știi mai multe decât ei? Păi studiind și perseverând putem orice. Profesorul său, Robert Hummel, spune că a gândit astfel ora de istorie artei pentru că Denis are ce să spună și îi va încuraja și pe alți copii să facă la fel. Denis Rus mi-a ușurat foarte mult munca. Facem acest duet pentru că eu am convingea și el nu este singurul din școală din fericire. Mai sunt câțiva cuprinși în acest proiect pe care încerc să-l inițiez și care este, sigur că de acum la început, al unor copii supradotați. Eu am avut convingerea dintotdeauna că există copii în orice școală, copii a căror potențial este mult mai mare decât ceea ce
li se oferă și ceea ce li se cere a face la clasă. De aceea am spus că ar fi bine să facem acest demers de a lua copiii ca parteneri, altfel de parteneri în educație decât până acum. Denis Rus s-a făcut remarcat de mic și din mâna sa ies lucrări de excepție. Nu e pasionat doar de desen, ci este unul dintre cei mai buni copii din școala sa. Primarul petrilean, Ilie Pădeucel, deși a fost exclus din PDL în luna ianuarie, speră ca partidul să nu se desființeze. Asta după ce Traian Băsescu a spus adio PDL și a mai precizat că va înființa un partid de dreapta, care să îi respecte principiile. Pădeucel spune că a urmărit congresul Partidului Democrat Liberal și speră ca această formațiune politică să nu se desființeze. Am urmărit la televiziune desfășurarea Convenției Naționale. Au participat și din orașul Petrila 3 delegați. După cum s-a văzut, a fost un rezultat foarte strâns. Jumătate, practic, dintre delegați au votat convenția doamnei Udrea, jumătate a domnului Blaga. Și, ca părere personală, o spun ca și încă membru al Partidului Democrat Liberal, ar fi bine ca partidul să nu se destrame și să meargă în continuare pentru a se întări partidul după această convenție. Ilie Pădeucel a fost exclus din PDL în luna ianuarie acestui an, însă deocamdată nu a venit nicio decizie a biroului județean. Primarul nu a confirmat, dar nici nu a infirmat trecerea la o altă formațiune politică după ce va fi exclus oficial. Spun încă membru PDL pentru că organizația de la Petrila a prezentat în birou referat și de la Petrila, din organizația de la Petrila, eu am fost exclus, doar trebuie aprobarea județului. Aștept mai întâi decizia și cu siguranță vă voi spune la timpul potrivit ce voi face. La Bursa Zvonurilor se spune că primarul din Petrila ar urma să semneze o adeziune cu cei de la Partidul Național Liberal, însă nici varianta social-democrată nu este exclusă. În urma alegerilor pentru fotoliul de președinte al organizației de tineret a PSD Hunedoara, singurul candidat înscris în cursă, Dacian Ciodaru, a și fost ales pentru respectiva funcție. Acesta a fost votat aproape în unanimitate de către cei 460 de delegați prezenți duminică în Petroșani. Eu cred că procesul de alegere a fost un proces normal, firesc, în sensul că s-au prezentat aproximativ 460 de tineri delegați din tot județul Hunedoara. Am fost ales în unanimitate și ținând seama că prin acest vot s-a încheiat un capitol și acel al capitolului prin care Natalia Intatoro a fost președinte până ieri la Tineretul Social-Democrat din județul Hunedoara. După cum a precizat noul președinte al tinerilor social-democrați hunedoreni, acesta își dorește să contribuie la întărirea organizației și la menținerea unei echipe unite. Primul meu gând și dorință este acela de a ține echipa unită, echipă unită care în mare parte a fost formată de către Natalia și echipa veche. În mare parte sunt preluați în această echipă pentru că avem nevoie de experiență și de tradiția prin acțiunile pe care le-au desfășurat ei. Sper că dacă și cu siguranță vom reuși să fim uniți, vom avea o echipă de succes. O echipă care acum și în trecut a fost, dar și acum este formată din oameni competenți, atât din punct de vedere profesional cât și din vedere politic, ce doresc și dorim de fapt să ne afirmăm prin aceste calități pe care le avem. În urma alegerilor, filiala din Petroșani a PSD are ca reprezentanți în conducerea TSD atât un președinte cât și un vicepreședinte. Eu, numai la Petroșani, am 347 de tineri în organizație, am un nucleu foarte bun, foarte energic. Sigur, ne propunem să valorificăm la maxim aceste energii. În perioada următoare să dăm posibilitate multor tineri să facă o carieră politică, să fim cei care stau lângă ei, cei care îi îndrumă, cei care le spun doar lucruri bune. Structura de conducere a TSD Hunedoara este compusă dintr-un președinte, un secretar general și 15 vicepreședinți.